Cristina, ne vedem să lucrăm în această sesiune pentru curățarea casei Mariei, fiica Da, mea. Da. vorba vine că tu mă vezi. Da. Da. Așa. Citesc punctele. Curățarea casei. Am ceva de mă bâlbâi, acum na, vă înțelegeți. Casei mamei, Maria, care și mama Maria a fost curățată de noi, da? Da. Construcția are 65 de ani, într-o margine de sat, pe un deal, pe pământul socrilor Mariei, devenind proprietari și de pământ tot după decesul lor. Deci mama Maria a devenit proprietară după ce au decedat. De la început am avut relații tensionate cu toți, soți, socri, vecini. La început aduceam apă de la fântâna unui vecin, apoi aceasta nu mi-a mai permis și mi-am săpat fântâna proprie. Casa are curte mare, o grădină cu de toate, pom fructifer, viță de vie, zarzavaturi, care în ultimii ani a devenit foarte dificil de întreținut din lipsa forței de muncă. Vecinii sunt foarte certăreți și orice animal, dacă iese, mi-l maltratează sau chiar omoară. Pisici, căței. Puncte. Curățarea clasică a locului și a casei și protecția ei. 2. Ruperea tuturor legăturilor cu cei ce au locuit în acest loc. 3. Curățarea apei din fântână și protecția ei. Asta nu știu. Curățăm. Da, ne uităm la Da, semnătura uităm. Da, energetică. da, da. Să știi că este o idee. Da, este, da, și asta, Da. ca să aibă apa bună. Da. Anularea tuturor ritualurilor religioase făcute în acest loc. 5. Dacă e vreo cauză ezoterică, că vin din câmp animale, cârtițoi, șoareci. Cârtițoi am și eu, mama Maria. Da. Mulți. Cu nimic n-a reușit să-i anulez. Poate nu mai vin. Ruperea și protejarea casei de egregorul satului. Vă mulțumesc mult, aveți acord de publicare. Ok. Încep inducția. Da. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult cu fiecare respirație a ta și cu fiecare cuvânt al meu. Simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum spatele tău se îngreunează, cum abdomenul se îngreunează. Pieptul tău este greu. Mâinile acum voi număra de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Mariei. Da, am identificat-o. Îi spun că trebuie să curățăm casa împreună. Este de acord, da. Văd că deja cineva pe grup a întrebat dacă s-a întâmplat ca vreo parte subliminală să nu dea acordul. S-a întâmplat ca să nu dea, dar am determinat-o încet, încet. S-au încurățat uneori ceea ce se poate, că nu și-a dat acordul la Da. anumite treburi și dacă urmăreau sesiuni la rând, Observau cum lucrăm, da? nu mai puneau aceste întrebări, dar știm noi de unde vine. De la spion, îi trimis și pe Messenger și prin grupuri, că sunt în listă, în fine. Asta Da. este de la mine adăugat. Da. Este aici Maria, partea ei subliminală, așa. Deci ne uităm amândouă cum ar veni din afară, de la vreo 50 de metri peste
terenul ei peste casă, suntem undeva într-un punct mai înalt, da? Nu, acolo nu mai este casa ei, acolo este o ceva din altă dimensiune, da? Adică este o femeie tânără, frumoasă și voluptoasă, tânără, nu foarte tânără, dar încă tânără, în jur de 40 de ani are, știi? Are un păr ondulat și niște ochi mari, da? Cine? De Maria vorbești, da? De nu! A, acolo pe locul casei. Da, pe locul casei, da. Da. Casa în sine nu este prea arătoasă, dar micuță este. Da. Dar înăuntru aținte, e atelier de vrăjitorie. Femeia se numește Samarina, da? Și a trebuit să se întoarcă dintr-un oraș mare, București, spune. Da. Pentru că era vânată de familia unui tânăr. Deci au făcut farmece la o fată care a vrut să se căsătorească cu acest tânăr și probabil n-a administrat corect ceea ce trebuia și băiatul a decedat. Deci Samarina este da. Vânată de familia da. Băiatului, da? Da, prin constrângere s-a aflat cine și cum și ce s-a întâmplat. S-au dus la un vrăjitor similar care le-a spus, știi? Mama acelei fete s-a dus la Samarina să-i facă farmece. Și ea avea, erau bunicii ei aici. Și s-a ascuns și a amenajat aici, bani avea. Bunicii lui Samarina, da? Da, da, bani avea, dar mai mult valori convertibile. Da. Adică monezi de aur și bijuterii. Da. Pare să că s-a adaptat aici și cine știa faima și era într-adevăr interesat o vizita și aici, da? Cristi, asta a fost în fizic? S-a întâmplat? Ce spui? În fizic, da. Da? Da. În ce an? În jur? 1840-43, cam așa. Informația vagă. Da. Așa. Mai departe? O văd făcând ritualurile ei. O văd. La un moment, deci, casa este izolată. Da. Deci, satul începe mult, mult, mult mai încolo, da? Este într-o margine. Se pare că și bătrâna bunica Samarinei făcea numai mama ei, nu? Mama ei a luat-o și a dus-o departe la, în mahalalele Bucureștiului, a fost crescută, știi? Dar vezi că sângele apă nu s-a făcut. Da. Și fetișoara a simțit atracție și mai era dusă în vacanțe și în vacanțe bunica i-a predat entitatea. Oricum la a treia generație cea mai bună treabă. Da? Da. Și s-a transmis. Ok. Până la urmă sătenii înțeleg. Da. Deci, ca prin farmec, lanurile ei sunt mănoase, seamănă grâu, văd lan de grâu, porumb, are destul teren. Până la vie. Da. Și bani. Deși casa rămâne în continuare mică. Nu modifică cu nimic. Face numai o anexă pentru cai, trăsură. Da. Atât. În rest rămâne așa. Da. Casa practic este formată din două camere aici. Este formată dintr-o cameră care ține loc și de bucătărie sau un salonaj de primire și încă o cameră de dormit. Mai sunt anexe, garderobe, da. Bineînțeles că nu are baie. Deci, fântâna
Cercul limitativ exterior al fântânei atinge centrul unde ea făcea vrăjda. Nu întotdeauna intră energiile astea, că nu întotdeauna dimensiunile se suprapun. Dar când intră... Deci fântâna din curtea actuală a Mamei Maria uneori interacționează cu dimensiunea asta. Da. Da? Parcă se pavează cu energie. Și prea energie din de aici, de la Samarina. Deci parcă apa în sine, ca apă, știi, ca lichid, nu preia. Dar este o peliculă cu trei palme deasupra apei, prin care atunci când scoate apă, deci trece apa luată din puț în sine. Și preia muguri din această energie. Mai analizăm de Samarina, finalul vieții, ceva are legătură cu... A fost arsă cu casă cu tot de săteni. Deci, a fost ca o revoltă, ca un război și entitatea în sine care... O parazita? Da, care o parazita cu care lucra. Cu care lucra. Lucra și se culca în astral chiar. Am văzut scenă. Se călărea în astral, că altfel nu pot să mai exprim. Așa, deci... se înfurie și face din locul ăsta un loc cu energie. Deci ia păr subliminale slabe care sunt inconștiente și nu știu, se repede asupra lor. Care trec pe acolo, prin zonă, sau cum? Nu, ce nu, nu, părți care, care a... dar au nu mai musai. Venit de-a lungul... Nu, cei din sat. Cei din sat, ok. Care i-au dat foc. Da. Chiar dacă au ei entitățile lor, se războiesc între ele, deci o consider încălcarea liberului ei arbitru, entitatea. Deci dintre săteni. Da. Și să nu uităm că sătenii sunt strămoșii actuali, sunt cumva pe linie genetică terestră, ipotetic vorbind, sunt strămoși. Da. Da? Și poartă sămânța asta a orișa entității, a egregorului. Cumva când a venit aici, cum să spun, pentru că este o parte subliminală frumoasă, știi, a Mariei, a schimbat un pic energia locului, da? Dar au costat-o conflictele, da? Vreau să spun că inițiatorul focului pe linie genetică terestră este fratele fostului socru care a decedat. Deci, cumva, și în familie sunt disensiuni din cauza, au fost din cauza acestui egregor, da? În momentul ăsta când noi vorbim, Samarina se uită la noi, este încă ca și structură, este foarte frumoasă, dar este neagră, cum se vede clar ce energie are, da? O percep ca aparținând unui nivel cu minus. PS-ul este dus tărât într-un nivel cu minus, dar nu cere ajutor. Nu. Ca și cum nu s-ar căi sau nu este inconștientă. Da. Și crede că acolo trebuia să ajungă, știi? Da. Așa și... Deci se uită și la partea subliminală a Mariei și parcă măsoară din cap până în picioare. Ca și cum i-ar lua măsurile la sicriu, vrea să-i facă o construcție, înțelegi? PS-ul a avertizat această entitate că ar fi cazul să dispară, da? Îi spune că nu o interesează ce face în dimensiunea lui cu Samarina atâta timp cât ea nu dă semne că ar vrea să fie eliberată. Da. Deși și Samarina este lumină din lumină pură. Da, este o partea esență, subliminală. Este partea subliminală, da? Un demoniac nu are ce căuta în legătură cu o parte subliminală decât dacă vrea să-i fure, să-i stingă complet lumina, da? Da. Și ea știe asta, nu-i așa?
Samarina, adică. Da. Hai să transmitem informația Samarinei, informația noastră din sesiuni, Cristina. De fapt, numele ei pământesc era Viorica. Samarina era numele de vrăjitoare. Eleonora, informații transmitem. Dar aici, dacă tu transmiți informația, calci liberul arbitru. Ce Da. treabă ai tu în Păi nu, mă domeniul gândeam agricol? că poate are treabă Samarina cu locul ăsta. Da, uneori energiile ei se împletesc, dar este ca o scurgere Ah, interdimensională, ok. înțelegi? Deci nu e direct. Da. Bine, atunci o lăsăm în pace. Hai să vedem ce face, ce vrea entitatea demoniacă de aici, cu locul ăsta. Acum, actualmente, proprietatea Mariei. El ar vrea multe, dar nu are putere prea mare. Singurele lucruri pe care le face, poate este mai prin împrejur, știi? Da. Adică atâță spiritele cumva. Da. Și apoi este luptă cu egregor bisericesc. Aici este un fel de război intern, știi? Între ăsta demoniac și egregorul bisericesc. Da. Ce are de făcut partea subliminală este să spună acestei entități că nu dorește să mai vină în dimensiune, să mai corespundă, da? Și acum o să cheme Maria în fața ei pe șeful acestui egregor. Pentru că există un șef a unui egregor, da? Este îmbrăcat ca un domn burghez, știi, din acele secole când se purta monoclu și pălărie tare. Are fața uscată, aproape cadaverică, albă, scheletică, și niște degete foarte subțiri și lungi întoarse. Și are manicură, ca femeile, nu Da. vopsite, dar manicură, adică unghiile sunt moarișoare și șlefuite, da? Este genul de persoană cum ar fi ceasornicarii, care lucrează cu lucruri fine și trebuie să apuce rotiție cu unghiile, așa îmi face impresia, da? Era un nume? Șef Lotus. Lotus? Da. Ăsta ce tip de entitate? Entitate? Nu este un descarnat care n-a mai avut corp fizic, care transcede energetic nivelurile. Și ăsta a reușit să facă un egregor, să conecteze părți subliminale printr-o anumită tip de idee. Deci îl văd pe Lotus în vremurile când avea încă un corp fizic, da? Este un tânăr subțirate, pare a fi la curtea unui rege persan sau așa ceva, da? Este un fel de astrolog. Da. Face horoscoape ale familiei conducătoare din acea Da. vreme, a țiitoarelor, și știi că aveau mulți copii. Dar în momentele de singurătate, când se retrage, și mai multe sunt momente de singurătate decât a socializa, deci prepară niște substanțe și schimbă forma. Deci, Forma lui, el își schimbă forma. da, Da. devine ca un demon. Adică are corniță și barbă, nu mai este om în toată regula. Deci e posedat. Da, este posedat de o entitate. Cred că entitatea în sine se numește Lotus. Da? Da. Păi da, că nu prea e nume de om. Da. Da, entitatea în sine se numește Lotus. Spune că asta este un vehicul din multele vehicule pe care le are. Spune că rasa lui a venit aici înainte de a veni noi oamenii. Și el știe toate dedesubturile, toate
nodurile și cleiurile energetice ale terei, spune. Și știe unde să-și facă locuințe și unde să se așeze, pentru că de acolo au fost alungați, practic, din ele, Păi da? aia mă gândeam, ce, de unde, de acolo? Din noduri A, și, din noduri. dar și cleiuri, dar știi ce cleiul este ca o coadă de păun arată. Câte părți subliminale crezi are ăsta, 82. Lotus? 82. Pe care le-a posedat când aveau corp fizic și le ține în continuare în posesie și fără corp fizic. Trebuie să spun, deci 82 sunt transportorii, cum e partea asta Da, subliminală. da. Dar are prinse 3111 părți subliminale. Deci nu este un egregor zonal. Pe zona asta, deci, cum să spun, un mic egregor pe care îl administrează cealaltă entitate, da? Care l-a recomandat pe Lotus drept șef. Păi, să partea noastră subliminală să-i spună lui Lotus și celelalte entități că nu vrea să fie conectată la egregorul lor. Refuz. Spune tu, te poți conecta sau nu cu noi, dar noi ne conectăm cu ceea ce este sub tine și în jurul tău, spune. Pentru că ne aparține, da? Le aparține ce este de desubt, dacă zic ei că le aparține, dar partea de deasupra, aeriană și solul, este al Mariei, Spune de moștenitor de drept. dacă nu există nicio limită nicăieri, de ce punem partea subliminală? Limite, spune. Pentru că în dimensiunea 3D, astea sunt legile, da? Ești proprietar de o bucată de teren, tu ești stăpânul, îți aparții. Nu ești tu stăpânul, ci persoana care ți-au făcut-o după chipul și asemănarea ta. Tu nu ai nimic. Tu ești o umbră. Așa, dar el cum e stăpân? În ce dimensiune e stăpân Lotus? În toate. În toate. De ce? Că e Lotus el. Da. E demon, nu? Da. Demonii sunt peste tot. Dar numai puțin în plan fizic. De ce nu-și iau un corp fizic? Să stea în plan fizic și să fie stăpân, dacă zice că e peste tot. Să vină în plan fizic acolo unde e el, pe Gregorul lui, pe zona lui, să-și aibă, să trăiască în plan fizic. Îi spune că vrei să le faci tu legile lor de trai? Ei așa trăiesc, nu trăiesc în plan fizic. Nu le plac corpurile fizice. Le place numai să umble cu ele și prin ele. Dar să aibă ei corp fizic, nu, pentru că corpul fizic este o slăbiciune. Are contract cu Maria? Nu. Atunci, ce treabă avem? Are contract cu cine i-a dat acceptul să locuiască aici pe veci. Adică, de la cine a moștenit Maria? Nu e vorba de Maria sau de Samarina. Este vorba de o eră foarte îndepărtată în care văd un tată cu o fică în brațe care este bolnăvie, are în jur de 90 ani și imploră o zeitate să-i dea viață, este pare a fi în inconștiență copila, atârnă din brațele părintelui și imploră o zeitate să ajute, să-i dea viață la fică, da? Dar partea subliminală este afară din corpul fetiței, dar deja este plecată și adică este plecată pe bune în planul ei. Pleacă bine în libertate. Încă și vine altceva. Vine altceva care zombizează o energie, da? Înainte de asta, tatăl apucă să stă în genunchi și deci spune că
El, adică se referă la și la sufletul lui. El cu familia lui, cu tot ceea ce se află în casă, sub casă, în jurul casei, dacă ajută să fie fata în viață, vor stăpâni pe veci acest loc, da? Ăsta are partea asta subliminală a tatălui, are legătură cu Samarina cu sau cu Maria? Ca parte subliminală? Este o încarnare a Samarinei. Samarina, Chris, aude, a înțeles până aici, a auzit, a conștientizat ce s-a întâmplat? Parcă începe să se dumirească. Parcă are tendința de a se ridica deasupra apei negre în care stă. Adică ea să știe că nu mai are corp decât până sub sân are corp. În rest este ca o coadă moale de pește. Așa arată acolo unde este ținută. Brațe are, da? Și este neagră verzoie în partea de jos. Capul îl are încă frumos, ca în acea viață când a fost Samarina. În Da, și rest, amintește, zi. nu mai are nimic uman. Poate e în stare Samarina să facă conexiunea între angajamentul, legământul, contractul care l-a făcut în viața când era bărbat, cu ce s-a întâmplat să facă conexiune cu ce s-a întâmplat când ea, Samarina, a venit în viața de Samarina și a trăit și poate a mai avut alte vieți pe teritoriul ăsta, nu știu. Să vadă conexiunile, să vadă ce s-a întâmplat Încă ulterior. o viață a avut. Da. Deși Dar de să. Da. partea cealaltă a baricadei, nu în acest loc, da? Dar ca să vadă, vede și dă seama conexiunile la acel contract? Da, știi la ce analizează? Analizează că, de fapt, a fost mințită ca și parte subliminală de la început, pentru că nu a înviat fetița în sine. Deci a fost altceva, pentru că acel copil A plecat, plecase și a venit o energie, am înțeles, a zombizat. Deci nu i-au mai fost, nu i-a mai fost adusă copilul înapoi, partea subliminală a fetiței. Asta analizează? da. Așa. Și vis-a-vis de asta ce? Încep să-i se aprinde, să spunem, luminițe, da? Ei arată ca un șarpe panglică. I-am spus, ești mulțumită de aspectul tău, tu ai un corp energetic. Poți să fii o lumină frumoasă, poți să fii umană, umanoidă, poți să-ți alegi orice formă vrei, zic, dar asta părea de entitate semen și zic, oricât ai fi tras în jos și ți se pare că ai de ispășit păcate sau ai de plătit, spune, există alte căi să plătești, curățându-te cu lumină. Zic, întunericul nu se curăță cu întuneric, pentru că devine întuneric și mai des, negru ca noaptea și zic, de acolo nu mai ieși. Numai prin voința ta proprie poți să te smulgi, să te propulsezi, să vii aici în nivelul nostru. Vino aici în viața în care ești tată. Îți spun eu ce ai de făcut dacă vrei să te ajut. Da, este în viața în care este tată. I-am spus să-mi întoarcem timpul când fetița ta a început să prezinte simptomele acelei boli ciudate, da? Deci îi apăreau mereu, spune, semne pe corp la puncte cheie, știi, din sistemul circulator. Ca și cum cineva o înțepa pe acolo și îi sugea sângele. Și fata avea tot felul de vise tulburi, spune, în care o energie se așeza ca un clopot deasupra ei, o strângea din ce în ce mai tare, o întuneca și la un moment dat nu putea să mai respire. Și apoi o durere ascuțită într-o anume zona corpului, da? Și zic, intrăm într-o scenă în care copilul tău din acea viață este în acel clopot, da? Spune, da. Zic, comunică cu ea. Zic, transmite-i acum, în acest moment, să comande acelui clopot să plece de pe ea pentru că nu vrea. Deci a ezitat și a fluturat marginea, a înconjurat-o până
sub tălpi, cum ar veni, da? Da. Ca și mai pune o floare, știi, și petale se strâng din ce în ce mai mult, Da, știi? Până peste. devină o închisoare, da? Și se uită la acel clopot de energie, îl înșfacă Așa. și îl rupe și îl aruncă la pământ. El s-a micșorat când l-a aruncat la pământ. Din el a căzut un fel de ființă ghemuită în acel clopot. Este ca un drăgușor mic. Nu este desenat prin biserici, am ales. De fapt, este o fațetă, o înfățișare a acestui demoniac, este în legătură cu toți, da? Îi spune Samarina, care este acel, Da, bărbat, da, tatăl. spune mai mințit, spune atâtea mari de ani ca să mă ții captivă, spune. Nu fac niciun contract cu tine și spune nu mai ataca copilul din această viață. Și ia fetița de mâna și se duce și ia fața în pumn, știi? Și transmite informația prin ochi, ochi la ochi. Da. Fetița ia informația ca și partea subliminală, știi? Da. Descutură iese ca un bici negru din creștetul capului până în coccis, toată coloana vertebrală. Și șuieră când iese acea energie, da? Era un fel de entitate demoniacă care cumva reușise să se fixeze pe coloana ei vertebrală și înțepăturile erau limbile, unde arunca ea limbile, știi? Făcea conexiuni, știi? Da. Și spun, dacă tu crezi că mai ai legătură cu această entitate din altă viață împreună cu fetița ta, zic, tai toate legăturile acum. Anulează toate contractele din orice timp, loc sau spațiu și zic, propulsează-te, ridică-te în lumină, da? Și ia-ți și esențele din toate viețile și cea din Samarina, pentru că ei te-au pus până să trimiți energie, să gândești rău despre acel loc, ca acel loc să se mențină într-o joasă vibrație și trimite informație și la toate conștiințele implicate în egregorul ăsta. Da, Chiar cele de 3.000. da, care sunt încarnate sau nu. Și Lotus este nervos. Da. Spune că nu se poate, că am venit să curățăm o fântână și o palmă de pământ și îi stricăm mai Gregorii. Știi, deci am, cum să spun, a izolat, a făcut ca un șanț energetic cu apă neagră, știi, între noi. Da. Și spune de aici încolo, voi nu mai aveți voie să treceți, dar ceea ce a fost Samarina și este actualmente bărbat în această viață Da. unde suntem, deja și-a luat fica și sunt corpuri eterice, energetice, știi? Da. Și se ridică în sus, în lumină pură. Ok, le zicem drum bun. Acea este a fost străbunica lor, a Mariei, a Acel copil, fetiță, da, fetița, da? da, gata, s-au dus. Și eu am pus un zid în partea noastră, Da. entității. Nu mai are niciun Nu caz. mai e, da? Ok. Asta în cercetat cu Deci acum fântâna e, nu mai e energia aia deasupra peliculea nu de mai ea? este. Ceea ce trebuie să facă PS-ul solicitante noastre este să se conecteze la Mama Terra, da? Așa și să-i ceară voie și să-i mulțumească pentru acest șuvoi de apă cu care o ajută să trăiască, da? Să mulțumească și să, cum să spun, să nu se supere că nu i-a cerut permisiunea, pentru că trebuie cerută permisiunea, da? Deci apa și aparține ei însă și este o entitate vie, da? Deci Mama Terra iarăși este o entitate vie. Apa aparține Mamei Terra, adică o ajută, de fapt.
Nimic nu aparține nimănui, m-am exprimat eu aiurea. Ah. Și dar trebuie cerută voie, da? Uh-huh. Adică cerut voie și mulțumit, atât. Uh-huh. Și cam poveștile cu fata babe și fata moșule, da? Da. Când cu pomii aceia roditori se ridică, este foarte simbolică, uite. Da. Găsesc o analogie adâncă în situația noastră, de exemplu, și toate, vezi? Și când deschidea și lighioaiele pământului, erau în cuferele fetei babei, da? Da. Ok, a cerut voie? Da. I s-a acordat, am văzut o imagine în stânga ca un cap de fată verde frumoasă. Uh-huh. Încă zâmbind cu câte se întâmplă, zâmbind spune că nu toate se întâmplă simultan în toate dimensiunile și spune uneori ca să vină ceva nou trebuie să, m-am întrebat de focuri, știi? Trebuie să ardă ceea ce este vechi și cum să spun, focul în sine este o înaltă formă de purificare și apoi spiritul care este în animale și în plante este nepieritor, la fel ca și esența omului, da? Da. Adică ne cramponăm de iluziile sociale în care suntem băgați, spune. Așa mi-a spus. În fine. Se depărtează. Da. Spune că eu nu pot să las această permisiune strămoșilor mei, spune partea subliminală a Mariei, spune fiecare în parte trebuie să se împământeze, da? Uh-huh. Asta înseamnă că te conectezi cu mama Terra prin rădăcinile tale proprii și cer voie ca tu să te afli acolo, să experimentezi. Uh-huh. Da. Ce? Nimic, mai văd. Mai văd iarăși o ciudățenie ca un stâlp. Este exact în locul unde a spus trebuie să cureți cu mintea intenția. Trebuie să cureți totul din toate nivelurile, timpurile și spațiile. Aici, da? Cât îți permite ție energia și conexiunea. Ea nu s-a mai aflat aici niciodată. Partea subliminală? Da. Pe locul ăsta, zici? Da. Uh-huh. Mai trăit aici o familie cu două generații înainte de ei, nu știu, avea un băiețel cu un ușor handicap. Târziu a devenit un adult cu o fizionomie neobișnuită pentru acele timpuri. Purta un fel de lentile legate cu sârmă ca niște ochelari. Uh-huh. Nu erau încă ochelari în acea vreme. Da. Și el era slăbă și avea plete. Uh-huh. S-a călugărit. Uh-huh. Adică a fost dus pe lângă o mănăstire. Pentru că părinții nu mai făceau față. Da, el nu... Nu era de foarte mare ajutor. Adică da. Uita, era uituc, era zăpăcit. Și atunci, mergând la mănăstire, s-a conectat la egregorul ăla religios? Sau cum? L-au pasat, cam este un pic un Bine, asta mai are influență, această parte subliminală asupra locului? Nu. Bine. Ce mai găsim asupra locului, dacă mai e ceva, Cristina? Energii mai vezi? În general. Mai e un general? Da. Deci, cum să spun, încep să coboare tot
toate maimuțele din toate dimensiunile. Parcă cad aici în sesiune, știi? Un fel de general roman, știi? Pa. Deci, partea subliminală care stă într-o casă are un istoric, da? O Da. linie temporală, da? Da. Să știi că nu este trimis întâmplător în locul ăla. Nu. Are Știu. de făcut treburi. Da. Așa. La rândul ei, casa în sine are N personaje. Din N... Deci văd un general roman care și-a oprit vehiculul aici. Este neted acum și iarbă, Da. da? Asta e o altă linie temporală, da? A Da, generalului. da. Da, e un fel de șaretă, da? Da. Pentru că mai are, este flancat de doi soldați de rând, cum ar veni, cu cai. Ăsta ce treabă a avut pe aici? În mare. De transportau ceva. Văd, parcă este un felinar din acela de grădină, așa o construcție de fier. Și este ceva acolo înăuntru. Îl ține ascuns, îl ține cu el și arată. Parcă este un breloc în miniatură acel lucru, știi? O glugă de capucin prin care se lumină și o cruce mare lată în loc de față. Asta este nou. Este un fel de artefact. Da. Deci o cheie de De acces. Conexiune, da, la Conexiune. ceva. Da. Este furat. Cât se odihnesc. Este furat de niște copii care hălăduiesc prin pădurile învecinate. Îi văd dormind și s-a apropiat tiptil. Băiatul nu știe ce este. Chestia exact asta îi atrage atenția. Nu fură absolut nimic altceva în afară de asta. Mai târziu, în jurul vârstei, are vreo 10 ani, în jurul de vârste de 15 ani, se sinucidește, taie venele așa aici. Băiatul, da? Da. Hoț. Da, deci Copilul, hoț. Toată lumea care pune mâna. Ține în conexiune. Sfârșește prin a se sinucide. Este un conector, colector de suflet. Suflete, da. Prin a ieșite da. Din corp fizic prin acest mod. Da. Așa. Care, deci se folosește stăpânul acestui egregor, care este tot Lotus. Ah. Așa, de asta apare asta aici. Da, da. Așa că dacă domeniul lui Astana. Da. Deci se folosește de descărnați să conecteze cu sufletul care stăpânește chestia asta. Îi spune și la generalul roman, pa. Da. Să nu mai bântuie pe aici. Ca și cum l-ar fi trimis în vizită expres, vadă dacă partea subliminală permite, da? Atunci să-l cheme pe Lotus iar, da? Da, da. Să-l cheme pe Lotus iar, să-l apuce de guler, înțelegi? Și să-i deschidă așa cu piciorul, să bată în pământ, deschidă un portal spre vacuumul galactic și să-i dea drumul acolo, da? A fost avertizat. Nu o să facem tot timpul du-te, vino cu... ședințe cu Lotus. Da, cu Lotus. El oricum moare în... dimensiune, aici. În linia asta, da. În linia asta temporală, da? Bun. Acum partea subliminală curăță cu totul și parcă astupă cu lumină găuri prin un portaluri pe unde ar mai putea veni și din alte dimensiuni tot fel de ciudățenii, da? Da. Parcă ne aflăm într-un moment, cum să spun, de cumpănă când liniile, breșele converg, știi, și cad tot felul de personaje, ei acum nu mai cad. Nu mai cade nimic pentru că
Ca și cum ar fi căzut niște cărți într-o bibliotecă circulară, da? Tu ești în mijloc și e vreo mișcare seismică, ceva și scad cărțile în cap din rafturi diferite, știi? Cam Deci așa. Lotus era responsabil cu Sigur. asta, da? Da, sigur. Acum pereții bibliotecii, rafturile s-au depărtat și ea știu să le culeagă partea subliminală și le pună fiecare în locul ei și deschide, face din circulară, o deschide biblioteca asta ca să iasă sufletele, să primească Da. informația, înțelegi? Face o delimitare energetică strict în timpul, în spațiul ei, totul este să nu plece ea în altă dimensiune. Că dacă pleacă ea în altă dimensiune, nevoit, știi cum ar veni, aduce de acolo și deschide canalul încoace, știi? Da. Nu știu dacă vă face să țină minte să o facă în mod protejat. Cam asta este. Atât. Deci asta a fost de curățat, Chris? Da. Maria, acum este? E verde toată că s-a mânjit de energie. Și a fost, să spun, pe măsură verde-gălbui, așa că nu este energie reptiliană, este lupta, știi, ce rezidurile. Îi spun să-și curețe corpul emoțional iarăși, să scoată programul generator, că religia este ceva bun. Așa că l-a reactivat, bun, dezactivează de nou, să fie atentă la programul de plecare din corp, da, care este după. Să și-l implementeze, Chris. Da? Și acum curăță, a curățat casa și curăță energetic zona, da? Și o moară de apă, din lemn a fost aici. Da, dar nu, apa nu este curată. Deci, din momentul, totul locul ăsta a aparținut energiilor urâte, știi? La acele Gregor, da? Da. Uite, cel mai apropiat vecin de-a ei îl stăpânește un demon de lemn. Cum vine asta? Deci e un demon care are ca o mască, ca o față sculptată în lemn, da? Ah. Iasă, dacă tot l-am văzut, înseamnă că partea subliminală l-a mai văzut sau îl mai percepe, știi? Se Da. spune și aceluia să... Să nu Na. mai intre în congruență cu spațiul ei. Da. Gata. Ok. Și Ești ce acum. mi-a venit o imagine, dar poate n-are legătură cu tema, dar dacă e informația asta, Da, eu dă-o. spun, știi că mă întrebam. Nu știu de unde și până unde mi-a venit imaginea cu un bufon la picioarele unei rege. Unui Da. rege, știi? Acei bufoni care distrau. V-ați gândit vreodată la simbolistica îmbrăcăminții lui? Pentru că au un fel de costum cu totul și au ceva care sunt niște coarne cu niște canape în capă, da? Ce vrea să reprezinte această îmbrăcăminte, da? Vrea să reprezinte că acele persoane au rolul în eteric, e vorba de o entitate demoniacă, nu? Care Da. distrage atenția Da, pentru că Lotus are conexiune cu cu ăștia? avea cu Avea, astfel, da. da, cu astfel de ființe altele, da. Chris, acum partea subliminală cum este? Senină, liniștită. Da, e foarte liniștită, e suspect de liniștită. Da? Vorba vine, da, este liniștită. Acum are încredere că o să în apă, da? În apa pe care Da, o și consumă. limba, parcă
Apa din fântână s-ar fi umplut până aproape, de poți să bagi mâna în ea. Și își Da. plimbă mâna așa și când o plimbă este foarte, foarte luminoasă, parcă făcută din fractal de lumină. Și bucuroasă partea subliminală. Da. O să și astea, culturile, ce are, pomii, vița, o să fie mult mai bine acum, da? O să dea rod. Dar sunt bine. Adică este mănos pământul pentru că este lucrul cu mâinile lor, cu energia lor. Atât că nu Ei mai au pot dat din lucra. ei, da. Legat de că nu mai e forță de muncă în zonă, adică ei nu pot munci, cum să spun, mă gândeam dacă prin forța de muncă plătită, cei care îi aduce să Da. muncească, dacă și ăștia au vreo influență, ezoteric vorbind. Da, bineînțeles, nu știi că se spune, anulez conotațiile, omul sfințește locul, are degeaba se spune. Energia noastră, energia noastră prin mâinile noastre face totul, da? De asta la unii parcă tot ce ating este binecuvântat, binecuvântat, deci două cuvinte, da? Așa, unul singur și la unii tot ce ating se strică. De asta partea noastră subliminală ar putea să simtă, da? Energetic, cei care, și mai ales oamenii de la țară, au simțul ăsta încă activ, Chris. Unde? Simt ceilalți oameni. Nu se simt pe ei să iasă din egregor, din păcate. Da, dar zic așa, energetic simt alți oameni care vin și interacționează, să Păi și zicem. dacă ei sunt în programe și sunt atât de spălați pe creier de religie, cine Ce simte? simt, da, bine, nu Ei, ei. entitatea, programul. Da. Ziceam Poate că să că fie mai atentă. Acum ea nu mai este în niciun program partea da. subliminală și poate fi mult mai atentă la cei care îi aduce să facă diverse activități, da? Nemaiputând ea. Asta vreau să spun, nu? Ok, să-și curețe și a curățat corpul emoțional, da? Da. Corpul mental? Acum și generatorul de programe Da. nebenefice, specificăm, nu generator. Da. Gata. Ok. Să mergem. Deci casa e terminată, locul e terminat de curățat, vorbesc. Da. Partea subliminală s-a curățat. Să mergem în canalul abundenței benefice, da? Da, a făcut un fel de poartă cu bolt, așa știi cum sunt la căsătoriile acele, organizate în aer liber și e poarta cu flori, știi? Da. Așa a făcut și ea, știi? Și a intrat Poarta, da. printr-o poartă din asta, da? Da. Simbolică. Da, bineînțeles. Ca și cum ar spune că de acum încolo eu așa vreau să trăiesc cu partea mea fizică. Ca și cum aș intra numai printre flori. Perfectă armonie, da? Da. Gata. Ok, are ceva partea subliminală să-i spună părții fizice, Cristina? Părții fizice a fetei, spune partea Da. subliminală. Spune că este bine că faci pași de din ăștia pentru că este și altă acum. Ah, acest spațiu, da? Da. Că e bine că a curățat, că a Da. avut inițiativa asta, da? Cu această sesiune. Ok. Noi îi mulțumim Mariei, părții subliminale a Da. Mariei, pentru Da. această călătorie, Cristina. O lăsăm să alunece ușor în corpul fizic. Da. Ne despărțim părțile eterice. Ne tăiem toate conexiunile Nebenefice. nebenefice generate în această sesiune și ne curățăm.
Cam gata. Gata și eu. Da. Te pregătești să intri, Cristina. Da. Te deconectezi de tot și toate. Corpul tău își reprinde energia lui proprie. Se relaxează. Se umple cu cele mai înalte vibrații. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxat. Deschide ochii, Cristina, opresc înregistrarea.